Și acum să vă cânt o piesă din la 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 la. Cu o gașcă foarte mare. Vrem să facem un salut pentru La Măruță, da? Pentru emisiune. Ne-a plăcut foarte mult, așa e? Da! La Măruță! Faceți cu mâna toți la cameră aici. Sărmâna! Mami, că vin încoace, vin încoace. Dar am văzut că aveți un pic de accent. Da, sunt din Republica Moldova, da? Sunt din Chișinău, da. Am venit la Măruță, am auzit la televizor că faci la ora 13, da? Și am venit încoace cu copiii. Din Chișinău până aici? Da, da, 10 ore facem. Am făcut deja. Pe bune? Pe bune, da. Cum te cheamă? Rafael. Rafael? Da. Și de unde ești tu? De Alcheia. De Chișinău. De la Chișinău? Da. Bravo, tată, și ai venit tu până în București să dansezi cu noi. Da. Bravo, bate Cuba. Cum vă numiți? Mă numesc Liliana. Liliana din Chișinău, da. Măruță, deci fii atent că văd că ProTV se prinde bine și în Chișinău, da, se vede, da. Sticlă, nu? Adică e... Da, facem și noi dansuri de aia. Tu te uiți la emisiune în continuu la Măruță, că te-am văzut. Eu, da, păi eu sunt fan, n-am cum. Pentru eu mă uit așa prin cameră și te văd. Da, eu n-am cum, eu sunt fan, n-am cum. Păi da. Doar ne știm de atâți ani, nu? Am crescut împreună. Turismul ăsta este atât pentru copii și pentru părinți, nu există limită de vârstă. Pentru că nu trebuie să uităm niciodată că înăuntru nostru este un copil. Trebuie să lăsăm să moară, niciodată. Oricât ani am avea, suntem toți niște copii, nu-i așa? Ai zis de dans? Aveți chef de dans? Se aude? Da? A, perfect. Ok. Bun. Fiți atenți. Prima oară avem mișcarea asta, așa. Bum, bum, bum. Și jos, jos. Ia, dați o dată drumul la piesă, vă rog. Prima bucată. Hai să vedem, fiți atenți. Deci de două ori cu fața la mine și după aia începem să lucrăm pe părți, da? Hai, fiți atenți. Și acum să vă cânt o piesă din la... La la, la și dreapta, și jos, jos, și stânga. La la, la la. Și jos, jos, și acolo. Ați înțeles? Voi încurci. De ce stai cu fața la ei? Cine încurcă? După câteva duble, primul dans este gata, iar baletul lui Măruță împreună cu fanii emisiunii se pregătesc la fel de bine și pentru următoarele două momente. Sos în cantități industriale, boss, femeia ta îmi face sarmale. Sos în cantități industriale, boss, femeia ta îmi face sarmale. Asta e! Bum! Toate cele trei dansuri sunt gata, iar acum putem spune că avem o coreografie. Nu mai rămâne decât să le îmbinăm pe toate și să dăm startul marelui dans. Sunteți gata? Ok, să vă văd, tipilor, DJ, muzica! Yeah! Să vă energizați, da? Începem în dreapta voastră! Și acum să vă cânt o piesă din... Ho! La la, la la, jos! La la, și sus! Cantități industriale, boss, femeia ta plătătoare, oh! Aveți zahăr cu busare, la dreapta, am ieșit la vânătoare, iarăși, sos,
La-la-la! Mulțumim! Uitați-vă la el, este fleșcă, fraților! Asta înseamnă nu să te dedici. Nu m-am uitat cu apă, singur. Da, ai dat tot ce ai putut, bravo, mi-a plăcut. Îți mulțumim frumos că ne-ai antrenat. Cu mare drag, întotdeauna vin la Măruță cu drag. Știu că e echipă frumoasă acolo și că promovați lucruri frumoase. Deci zi-mi tu așa din experiența ta, că tu ești profesionist. Ce contează cel mai mult atunci când dansezi? Mamă, să simți, să te bagi acolo și să fii pe ele. Pur și simplu să fii în momentul ăla chiar acolo. Să nu te gândești la datorii și la alte lucruri. Vă place dansul? Vă place atmosfera? Îmi place, vă dați seama, dar am și copilul la dansuri. E un lucru frumos. Îl dezvoltă colectivitate. Dar vă place că noi în emisiune promovăm da, chestiile astea? Da, e foarte ok. Foarte ok. Bravo, vă țineți-o tot așa. 3, 2, 1, 5...